Pentru Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, a reușit să mute pronunțarea pedepsei în cazul Stormy după alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, pentru Trump nu este de ajuns și cere acum închiderea dosarului, afirmând că nu a făcut nimic rău. Un judecător din New York a amânat pentru data de 26 noiembrie, respectiv după alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, pronunțarea sentinței în cazul dosarului plăților ascunse făcute de Donald Trump către vedeta de film pentru adulți Stormy Daniels. Decizia judecătorului de caz Juan Merchan survine drept cea mai mare victorie de până acum din dosar pentru Trump, care își dorește să preia iarăși scaunul de la Casa Albă. Asta face ca amânarea curentă să fie a doua încercare reușită a fostului președinte de a muta sentința. Acesta a reușit și în trecut să o amâne pe cea inițială din data de 11 iulie pentru data de 18 septembrie, care acum s-a transferat pentru data de 26 noiembrie. Judecătorul motivează decizia spunând că nu a fost o alegere ușoară de făcut, însă este singura soluție care în ochii curții servește cel mai bine interesele justiției. Ca prim răspuns la decizia judecătorului, Donald Trump a postat un mesaj pe platforma sa Truth, în care spune că se aștepta la asta, ținând cont că nu a făcut nimic rău. Vânătoarea de vrăjitoare a procuraturii din Manhattan a fost amânată pentru că toată lumea își dă seama că nu a existat niciun caz și nu am făcut nimic rău. Este un atac politic împotriva mea din partea tovarășei Kamala Harris și a altor opozanți ai stângii radicale în scopul interferenței electorale. Este un caz care nu ar fi trebuit să fie intentat niciodată. Nimic de acest gen nu s-a întâmplat vreodată în Statele Unite ale Americii. Apreciez foarte mult utilizarea cuvintelor dacă este necesar în decizie, deoarece nu ar trebui să existe niciun dacă este necesar. Acest caz ar trebui să fie închis pe bună dreptate, în timp ce ne pregătim pentru cele mai importante alegeri din istoria țării noastre. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost găsit vinovat în luna mai a acestui an de 12 jurați pentru 34 de infracțiuni de falsificare a unor documente contabile cu scopul de a ascunde plata a $130.000 către Stormy Daniels. Totul s-a întâmplat chiar în ultimele săptămâni ale campaniei sale prezidențiale din 2016. Plata efectuată, considerată ilegală prin disimularea ei, trebuia să-i cumpere tăcerea actriței despre relația lor intimă, dat fiind faptul că întâlnirile dintre cei doi aveau loc când fostul președinte era deja căsătorit cu Melania Trump.